Vagoanele unui tren încărcat cu combustibil au căzut în gol după ce un viaduct s-a rupt sub greutatea garniturii. Incidentul a avut loc în Dolj, când trenul condus de un mecanic aflat sub influența băuturilor alcoolice a intrat pe o linie închisă unde se executau lucrări de schimbare a șinelor. Ajuns în zona localității Cârcea, podul pe care trenul se afla s-a rupt. 6 din cele 23 de vagoane pline cu combustibil s-au prăbușit în gol. Pompierii au acționat pentru măsurile de prevenire și stingere a unui posibil incendiu. Administrația bazinală de apă Jiu a acționat pentru stoparea eventualelor poluări pe pragul fântânii cu material absorbant, a declarat Florin Cocoșilă, purtătorul de cuvânt al Isu Dolj. În urma anchetei s-a descoperit că mecanicul locomotivei, un bărbat în vârstă de 50 de ani, avea o alcoolemie de 0,72 de miligrame per litru în aerul expirat și că este exclusiv vina lui că a intrat pe linia aflată în reparație. Din această cauză s-a și ales cu dosar penal și riscă o pedapsă de la 3 la 10 ani de închisoare. În urma incidentului, traficul feroviar a fost blocat pe magistrala 900 Caracal Craiova timp de mai multe ore.